Cel mai mult va avea de returnat chiar spitalul județean. Însă nici celelalte spitale mai mici din județ nu au scăpat de probleme. Împreună, acestea au de înapoiat casei de asigurări aproape 300.000 de lei. Suma reprezintă consultații, internări și alte servicii medicale pe care unitățile le-au făcut cu bilete de trimitere expirate sau chiar fără niciun fel de document. Și medicii de familie au fost vizați. La furnizorii de servicii medicale cu care suntem în contract, cu care derulăm contracte de servicii medicale, și anume pentru medicii de familie s-au efectuat 232 de controle și au fost recuperate sume în valoare de 199.490 de lei. Ca urmare a rețetelor prescrise nelegal. N-au scăpat nici farmaciile sau firmele care vând dispozitive medicale. Deci 391 de lei. S-au efectuat de asemenea la dispozitive medicale controle, s-au recuperat sume în valoare de 16.574 de lei, tot așa au fost raportate servicii acordare de dispozitive medicale după data decesului pacientului. Toți acești bani vor fi reținuți din următoarele plăți pe care instituția le face lunar către furnizorii de servicii medicale din județ.